Funcționarii API au de gestionat mai multe plăți diferite. Potrivit site-ului agrointel.ro, cea mai importantă este cea a subvențiilor pe suprafață pe anul 2015. Conform declarațiilor directorului Ioan Merca, este vorba în prima tranșă de circa 600.000 de beneficiari ai plăților pe suprafață, incluzând aici și fermierii care au și animale și care vor încasa acum doar banii pentru terenuri. Sumele pentru zootehnie ar urma să fie virate începând din 25 mai, potrivit declarațiilor oficiale ale ministrului Agriculturii Achim Irimescu. Concomitent cu procesarea cererilor de plată pentru 2015, funcționarii API preiau și cererile de plată pentru 2016. Cum data de 16 mai se apropie, dată până la care solicitările se depun fără penalizare, fermierii încep să vină într-un număr tot mai mare la centrele din teritoriu. O altă plată gestionată săptămâna aceasta de API va fi cea a ajutorului excepțional pentru sectorul de lapte. Pentru acest sprijin total de circa 8,7 milioane de euro, fermierii pot depune cererile și documentațiile până pe 8 aprilie inclusiv. Și crescătorii de suine își pot cere sprijinul excepțional de la Comisia Europeană tot până pe 8 aprilie, aceasta reprezentând a treia plată pe care funcționarii API o au de gestionat. În cazul acestor ferme însă, numărul solicitărilor este mai mic, întrucât acest sector zootehnic nu este foarte mare la noi în țară. Alți bani pe care API îi are de virat sunt cei pentru acciza la motorină folosită în agricultură în trimestrul 3 din 2015. După virarea și acestor bani, API va ajunge la zi cu plata motorinei către fermieri. Domnul Dumitrescu, sunteți director executiv adjunct al API Old. În această săptămână ar trebui să înceapă plățile pe suprafață, mult așteptate de către fermieri. Data vehiculată este 8 aprilie. Aș vrea să ne spuneți dacă așa vor sta lucrurile într-adevăr și la nivelul județului Old, câți fermieri ar trebui să intre în posesia acestor bani? Sigur, din punctul nostru de vedere, facem toate eforturile ca să putem plăti toți fermierii începând cu data de 8 aprilie. La nivelul județului Olt sunt 35.347 de fermieri. În acest moment sunt lucrate dosarele verificare administrativă făcută la 32.114 fermieri. Deci în condițiile în care am lucrat și weekend și sâmbătă și duminică, eu sper că pe 8 aprilie să încheiem aceste verificări și să putem începe plățile. Sigur, mă gândesc că s-ar putea să mai rămână ceva fermier, deoarece șantionul din teledetecție, imaginile din teledetecție încă nu le-am primit, dar urmează în câteva ore să primim totul și să trecem la treabă, să putem rezolva până pe operație pe toți fermierii. Virarea banilor ce ar însemna? În aceeași zi s-ar face plățile sau ar fi vorba de eșalonare a acestor plăți? Nu, vă dați seama că plățile le face API central și fizic este aproape imposibil ca toți fermierii să primească în aceea zi banii, dar începând cu 8 aprilie, probabil în cel mult 10 zile, toți fermierii își vor primi plățile pe suprafață. O parte din acești fermieri au primit deja avansul. Câți? Despre ce cifră vorbim? Este un calcul mai greu de făcut, pentru că anul ăsta au intrat în plată diferite scheme, cum ar fi obligativitatea de a se crea o zonă de înverzire, cum ar fi sprijinul cuplat. Deci calculele sunt mai complexe, dar în principiu nici unul sunt zone defavorizate, acolo unde localitățile sunt catalogate ca fiind zone defavorizate prin hotărârea guvernului, se mai primesc și acolo niște bani în plus. Oricum, sub 120 de euro, niciunul din fermieri nu va primi. Adică ar fi sprijinul SARS de 79,73 euro plus 19,19 euro de la Guvernul României, la care se adaugă, v-am explicat, plăți în funcție de diferitele scheme care au fost bifate de fermieri pe cerere. Credeți că vor mai fi probleme din punct de vedere al softului care să întârzie acești bani? Pentru că până la urmă cam aceasta a fost cauza întârzierilor acestor plăți. Credeți că acesta va funcționa și nu se vor mai înregistra întârzieri și amânări? Deci la modul sincer, la momentul ăsta încă întâmpinăm greutății din punct de vedere al softului, nu așa mari cum au fost, știu, anul trecut la depunerea cererilor și la plata avansului, dar softul încă este greu, dar
noi sperăm să nu mai fie probleme. Deci softul practic nu afectează plata. A afectat depunerea cererilor și implementarea lor în sistem. Fermierii din zootehnie vor primi banii când? După 25 mai se vehiculează? Din păcate, da. Este o situație puțin mai delicată pentru că în existarea acestor plăți este implicat și ANSVSA-ul. Trebuie corelate Registrul Național Electronic al Animalelor cu solicitările fermierilor și la momentul ăsta se lucrează, dacă vreți, pe acest soft. Da, sperăm ca importul de date să se facă și mă gândesc că termenul limită este 25 mai. Dacă se va putea, vă dați seama că vom plăti mai devreme. Crescătorii de animale care pică la controlul APIA trebuie să țină cont de o serie de reguli. În caz contrar, agenția de plăți poate să aplice penalități sau chiar excluderea de la plată. Potrivit specialiștilor de la agrointeligența.ro, o bovină prezentă în exploatație care și-a pierdut una dintre cele două crotalii este considerată determinată, cu condiția să poată fi identificată în mod clar și individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de înregistrare a bovinelor. Totodată, dacă o singură bovină prezentă în exploatație și-a pierdut ambele crotalii, ea este considerată determinată cu condiția ca animalul să poată fi totuși identificat cu ajutorul Registrului Individual al Exploatației, al pașaportului, al Bazei Naționale de Date, iar deținătorul lui să poată dovedi că a luat deja măsuri pentru remedierea situației, înaintea anunțării controlului la fața locului. Pe același sistem de identificare a crotalilor se merge și în fermele de ovine sau caprine. În cazul în care neconformitățile constatate sunt legate de înregistrări incorrecte în Registrul Individual al Exploatației sau în pașaport, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puțin două controle efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. În orice alt caz, animalele respective sunt considerate nedeterminate după prima constatare. Potrivit declarațiilor ministrului Agriculturii Achim Irimescu, pentru anul de cerere 2015, suma plătită pe cap de vacă depășește 300 de euro. În cazul ovinelor, sprijinul cuplat va fi de 16 euro, la care se adaugă un ajutor național tranzitoriu, vehiculat la 24 de lei pe cap de animal. Producătorii din sectorul agroalimentar vor să declanșeze în supermarketuri o campanie de promovare a produselor românești. În cadrul acesteia, fiecare asociație din sectorul agroalimentar, care se află în criză, va putea spune consumatorului român ce înseamnă să cumperi produse românești, dar și ce înseamnă să cumperi produse din altă parte. Vrem să mergem la rafturile magazinelor și acolo unde sunt produse românești să etichetăm într-un fel, să punem niște simboluri, în care să explicăm consumatorului că este miere românească, iar acolo unde nu este să punem un semn de pericol. În Franța, de exemplu, este o campanie foarte agresivă în care laptelui din comerțul intracomunitar îi se pune un simbol, iar această campanie este finanțată de Ministerul Agriculturii din Franța, a declarat președintele Federației Naționale Pro Agro, Emil Dumitru. Aceasta ar urma să fie susținută din bugetele proprii ale asociațiilor de profil. Totodată, șeful ProAgro a afirmat că susține declarațiile ministrului Agriculturii referitoare la verificarea trasabilității produselor procesate din comerțul intracomunitar, pentru că unele dintre ele fac o adevărată concurență neloială cu cele din producția industrială românească. Urzicile nu sunt doar sănătoase pentru a fi consumate de om, ci pot fi transformate și într-un îngrășământ fertil pentru plante. Potrivit specialiștilor de la agrointeligența, prima metodă de a prepara fertilizantul pe bază de urzică implică uscarea frunzelor. Apoi, 30 de grame de urzici uscate se pun într-un vas cu apă fierbinte și se lasă cel puțin 20 de minute și cel mult o oră. Lichidul obținut se diluează apoi cu o cantitate de 10 ori mai mare de apă și se toarnă imediat la rădăcina plantelor. Cea de-a doua metodă de obținere a îngrășământului din urzică necesită un interval mai mare de timp, dar la final se obține atât un fertilizant cât și un produs care combate buruienile și insectele. Astfel se începe prin mărunțirea și strivirea urzicii, care apoi se lasă în apă timp de 3 săptămâni, ferită de razele soarelui, dar bine aerisit pentru că preparatul capătă un miros neplăcut. Odată la 2 zile se amestecă acel produs pentru a ajuta fermentarea, însă în restul timpului vasul trebuie acoperit. După ce fermentarea s-a încheiat, produsul obținut se strecoară și se folosește la udarea plantelor. Îngrășământul natural din urzici trebuie diluat înainte de folosire. Dacă ați obținut un litru de lichid, amestecați-l cu 10 litri de apă pentru udarea plantelor sau cu 20 de litri de apă pentru aplicarea directă pe plantă prin pulverizare. Atenție însă la un aspect important, urzicile sunt bogate în fier și preparatul obținut nu trebuie administrat culturilor sensibile la acest element, precum roșiile sau trandafirii.
Avocado este un adevărat superstar între alimente și una dintre cele mai mari surse de grăsimi bune, întrucât conține acid oleic, ajută la reducerea nivelului de colesterol și favorizează absorpția substanțelor nutritive din alimente. Pentru a ne bucura de toate calitățile acestui fruct, trebuie să știm să îl alegem. Potrivit specialiștilor de la Grădina Mea, în primul rând trebuie să știți că un fruct necopt este prea tare, în schimb unul prea copt se simte prea moale la atingere. Un avocado potrivit de copt va fi ca un burete mai tare și se va simți ca atunci când îți apeși palma cu degetul. Odată ales fructul, tăiați-l în jumătate pe lungime și apoi învârtiți cele două secțiuni astfel încât să rămână sâmburele într-una dintre cele două jumătăți, după care îl puteți scoate ușor cu ajutorul unei linguri sau cu vârful cuțitului. Nu doar pulpa, ci și sâmburele de avocado se poate consuma, pa mai mult conține foarte mulți nutrienți și compuși esențiali. Acesta trebuie spart și transformat în pudră cu ajutorul unui robot de bucătărie. Pudra de sâmbure de avocado are un gust amărui, prin urmare va trebui să vă luptați un pic pentru a o face mai plăcută. Puteți consuma avocado ca atare, să-l faceți piure și să înlocuiți untul în sandvișuri. Potrivit unei analize recente, vânzările de avocado au crescut începând cu anul 2012. Avocado chiar a ajuns, și nu e de mirare, un ingredient nelipsit din meniurile restaurantelor. Sub aspect termic, în acest interval va predomina o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 3 și 20 de grade, valorile cele mai ridicate fiind posibile în regiunile sudice și sud-estice. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a țării. Procesele vegetative ale culturilor agricole se vor desfășura normal în cea mai mare parte a teritoriului și mai intens pe suprafețele agricole din sudul țării, pe fondul temperaturilor ridicate din aer și sol. Uniformitatea și vigurozitatea plantelor vor fi bune și medii la speciile de toamnă înființate în epoca optimă, iar în semănăturile întârziate fenologic, precum și pe terenurile afectate de seceta pedologică, starea de vegetație se va menține medie și slabă. Culturile de primăvară înființate pe suprafețe restrânse se vor afla în primele faze de vegetație, respectiv germinare și răsărire, continuându-se totodată lucrările de semănat. Specialiștii vin însă și cu recomandări. În această perioadă trebuie pregătit patul germinativ și semănate culturile de primăvară, pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa a solului. De asemenea, trebuie fertilizate fazial cerealierele de toamnă, cu îngrășăminte minerale complexe și efectuate lucrările de întreținere la speciile de câmp și pomi viticole.